Nu pot să-i spun copilului, bă, ești mai prost decât un alt copil. Pot să-i spun că ești mai puțin puternic decât alți copii, ceea ce este relevant și va fi actual pentru copilul tău și la 18 și la 50 de ani. Pentru că, într-adevăr, în societate întotdeauna există cineva care este mai puternic, care este mai cult, care este mai educat, ok, decât tine. Și atunci este important să folosim cuvintele corecte. Noi în psihologie vorbim despre cuvintele stimul. Interesant, interesantă expresie. Ce înseamnă exact? Păi uite, prost, cum spuneam mai devreme. Poate fi un cuvânt stimul validant sau non-validant pentru copil, poate fi un stimul foarte traumatizant pentru copil, dacă, așa cum spuneam, îl folosim foarte rar. Suntem un tată întreținător. Lăsați mesaje cu întrebări, comentarii și follow, mă ajută foarte mult. Vezi episodul integral apăsând pe semnul play.